Am revenit. Iată, vorbeam despre nativul șobolan. Care ar fi concluzia încă pentru nativul șobolan? Șobolanii nu au o lună foarte rea pentru că este aliatul lor la putere, au energie, au posibilități atât financiare, dar nu cu risc major. Deci nu trebuie să riște major, nu trebuie să ia niște decizii în pripă. Trebuie să le gândească bine și sigur că da, este o lună benefică pentru a lua decizii în plan profesional și financiar. Dar, atenție, totuși, în ceea ce privește comunicarea, aș spune. Comunicarea din toate punctele de vedere. Da, mare atenție pentru șobolanii zilele de 28 august, 31 august, 1 septembrie, 9 septembrie, 12 și 13 septembrie. Cu toate că ei sunt animale de apă, li se recomandă culoarea albastru sau negru. Da? Da, și atenție, în anumite zile, aici este problema, le trebuie chiar energia focului. De exemplu, în aceste zile menționate de Marian, le va trebui mai mult foc, pentru că, nu uităm, steaua 3 trebuie și ea controlată. Deci, va fi într-adevăr nevoie în mod egal de apă, adică albastru-negru, și energia focului, adică roșu, roz, mă rog, siclam și alte nuanțe care sunt aparținătoare focului. Da? Bun. Și atunci înseamnă că putem să trecem la bivol. Bivol. Bivolul care sunt ani, Marian? Anii sunt 49, 61, 73, 85, 97, 2009 și 2021. Care o să fie? Bun, este o lună slăbuță, să știți. Există această stea, a zburat în sectorul bivolului și tigrului, această stea 5 a dezastrelor și distrugerilor. Practic, dacă la șobolani era puțintel mai bine, nu se compară situația și mai puteau să riște pe aici pe acolo, bivolilor li se recomandă să nu riște în nimic, aș spune. Nici în plan profesional, nici în plan financiar, atenție la sănătate, în mod special sistemul digestiv, atenție mărită, da? Și aș spune atenție mare în zilele de 31 august, 1 septembrie, 12 și 13 septembrie, de asemenea, deci ambele, se recomandă culori de lemn, adică verdele, da? Și cu pondere, să spunem, mai mică, dar benefice sunt și culorile de apă și la ei, dar cu pondere mai mică decât cele de lemn. Atenție la dispute. Deci, este foarte posibil ca nativii bivol să își cauzeze singuri probleme prin intrarea în dispute, care poate, sigur, îi privesc, dar nu major. E foarte important să aibă un remediu, o amuletă cu ei. De exemplu, o amuletă de protecție cum este 15 hum se numește. Este de fapt amuleta lunii acesteia, aceea albastră, pentru că protejează pe toată lumea. Acasă trebuie să aibă foarte multă grijă pentru că se pot isca discuții din nimic și pot să fie înclinați să stea mai mult acasă, dar dacă o fac, trebuie să își păstreze cumpătul, să își păstreze calmul și să nu se certe, da, cu nimeni din familie. De asemenea, s-ar putea să fie deranjați de anumiți oameni de sex opus care li se opun lor în deciziile pe care doresc să le ia și iată nu mai apucă, pentru că nu sunt lăsați. Atenție dacă sunt căsătoriți, bivolii sau, mă rog, relații de lungă durată deja și stabile. Atenție mare la persoane care, mă rog, nu sunt bine intenționate și pot să își bage nasul în problemele familiale ale bivolilor și pot să influențeze chiar, adică ar reuși eventual să influențeze în această lună. Dacă sunt singuri, este momentul să înceapă cu curaj o nouă relație, dar cu o oarecare precauție, adică nu trebuie așa totul grăbit, nu trebuie grăbit, nu trebuie să spun să ia niște decizii, astăzi s-au cunoscut și peste două săptămâni hotărâ să se căsătorească, de exemplu, deci nu așa, ceva mai precaut, dar este o lună bună pentru a găsi o relație stabilă și e bine să
își păzească buzunarul, să spunem, pentru că pot să piardă niște bani, da? Nu neapărat că ar face ei greșeli majore. Pot să fie niște pierderi din neatenție, pot să fie niște... Îmi cer scuze, Anca, da. Aș vrea și eu să-mi prezint, este pagina mea oficială de Facebook, pe care am deschis-o acum o săptămână. Aici o să este a ta? Postăm... Asta este a ta? Asta când... este a mea, da. Pentru că noi am primit întrebări dacă este pagina ta, că tu... Da, aceasta este pagina mea oficială, deschisă acum o săptămână, pentru prima dată, nu am avut niciodată altă pagină de Facebook. Și nu lucrez cu nimeni altcineva acasă? Nu, este chiar prima mea pagină de Facebook, aici vor putea fi urmărite și emisiunile noastre de la B1, o să fie și... un link către B1 și... Și ai de gând să pui mici informații și despre astrologia estică? Acum este vorba despre mine. Am înțeles. Despre voi este vorba ziceam, tot timpul. Ziceam să ne băgăm și noi un pic. Mai glumește așa. Da, e foarte felicitări frumoasă oricum. Și o vizitez în fiecare zi, vreau să o spun și da, sper să, foarte profesionist. Sper să răspundem tuturor cerințelor telespectatorilor noștri. Mi se pare totuși interesant că vom putea pune și comentarii mai personale despre emisiuni, despre subiectele abordate, despre invitați. Vom anunța întotdeauna înainte de emisiune despre ce se va vorbi, măcar cu câteva zile. Da. Și până la urmă, cred că este important la un moment dat să avem și o interacțiune cu oamenii. Deși am fost multă vreme împotriva Facebook-ului, știți asta, iată că acum consider că a venit totuși momentul să am și o interacțiune mai personală cu telespectatorii. Bine ai venit în epoca modernă. Da, adică să vedem, următorul pas ar trebui să intri în epoca Instagramului și toate celelalte. De ce este foarte, de ce mie mi-a plăcut ideea? Este pentru că poți să-ți anunți invitații o săptămână înainte, poți să anunți exact temele emisiunii și sunt oameni care urmăresc emisiunea ta, cinstit vorbind, și n-au altceva de făcut decât să critique. Ar critica-o și pe mama mea, cu toate că nu mai este, eu ar critica orice. Dar, oameni buni, dacă rezonați cu ceea ce spunem noi sau ce spune Alina, bine ați venit. Dacă nu, făceți-vă comozi în altă parte. Corect. Noi sperăm să fim pe placul cât mai multor persoane, pentru că mesajele sunt destul de pozitive, nu până la urmă și nici în cadrul emisiunii niciodată nu am supărat, n-am fost agresivi. Important este ca oamenilor să le dăm speranță cu emisiunea noastră și cu tot ceea ce scriem pe internet. Până la urmă, oamenii asta caută, ei își doresc vești bune, își doresc speranță, își doresc încredere. Că totul se va rezolva, bineînțeles, noi le dăm și sfaturi despre cum ar putea să facă să fie lucrurile cât mai bune și mai pozitive. Poate uneori, pentru a fi totul bun în viața ta, trebuie să faci și tu un efort. Astrologia ne învață și cum să facem acest efort, chiar dacă uneori poate ne mai supărăm puțin atunci când un astrolog ne spune că nu trebuie să faci ceva sau trebuie să corectezi un anumit defect, dar să știți că sunt și cred că voi aveți foarte multe cazuri, Anca, de oameni cărora le-ați dat sfaturi și care, dacă au ascultat, și-au reglat incredibil viața sau chiar s-au rezolvat lucruri care până acum erau destul de, până atunci erau destul de blocate. Sunt nenumărate mesaje, astea se pot vedea și acolo. Dar nu, vezi, aici e atins un alt lucru. Se spune că atunci când există oameni care fac astrologie vestică, estică, nu contează. Și nu știu ce fac, nu fac altceva decât să ducă în derâdere acea astrologie. Pe când ei nu fac de râs numai astrologia, se fac de râs pe ei. Dar însă, cine te referi? Sunt diversi oameni care se dau astrologi, care n-au studiat absolut nimic, niște vuvuzele, ca să le zic așa, care se împăunează cu diverse și înfig în spate niște pene ca să arate și ca păuni și când încolo habar n-au despre ce vorbesc. Iar când îi auzi, ei sunt cei mai buni. O să-mi zic că mai e o doamnă care de câte ori mă vede, îmi zice, bă, nu te oprește să te lauzi. Zic, nu, doamnă, pentru că noi am învățat. Eu mă lau cu ceea ce am învățat. Dumneata, dacă habar n-ai, e treaba dumitale. Din cauza asta, uitați, da. O să iasă un mare scandal în mintea lor despre luna asta, august, de ce batem noi câmpii? Din păcate, nu știu dacă sunteți de acord cu mine și promit să închei paranteza,
Acum se dă o luptă între ceea ce spune Marian, deci oameni care, sigur că dau și ei farmecul lor, pentru că fiecare până la urmă sigur și rezonează cu anumiți oameni, sigur că da, altfel n-ar mai vorbi. Da, dacă... cu un anumit public. Sigur. Dar, din păcate, nu știu dacă se percepe corect această diferență care vrei, nu vrei, asta este, există, între adevărații specialiști și cei care nu sunt neapărat specialiști, au un farmec încă o dată, nu neagă nimeni, corect. Dar nu sunt neapărat specialiști cu adevărat. Ce înseamnă specialist cu adevărat? Nu înseamnă neapărat să știi toată teoria în domeniul respectiv. Înseamnă să ai suficientă experiență încât să fii atât de înțelept, să știi ce sfaturi să-i dai omului respectiv, să știi cum să-l iei, să-ți dai seama dacă vrea să afle ceva ce nu e benefic și așa mai departe. Oamenii nu știu să facă foarte bine diferența între adevărații specialiști, care chiar dacă te supără, poate spun un lucru mai neplăcut, dar te îndrumă către o cale bună și te fac să eviți lucruri grave din viața ta, și unii care îți spun doar ce vrei tu să auzi și ți se pare că dacă te laudă nu este... Da, sau îți spun numai lucruri... Anina, am mai spus odată, cu riscul de a mai repeta și aici închidem și noi asta, la noi este mult mai ușor să-i minți pe oameni decât să-i faci să înțeleagă că sunt mințiți. Corect. Deci ei trebuie să înțeleagă singur că sunt mințiți. Și vine un Vasilică și zice, eu vreau să te învăț feng shui. Bine, Gogule, cu cine ai studiat? Sau unde ai studiat? Păi n-am studiat nicăieri. Ha, bun, îți mulțumesc frumos. Nu, mai grav e când mint că au studiat. Problema este, spuneai, cum se face diferența? Prin educație. Deci un om educat știe deja să facă diferența. Un om educat și cu oarecare înțelepciune și trecut cât de cât prin viață. Sigur că un copil la 16-17 ani care e dornic să asculte, să afle, va încerca să asculte la toată lumea și probabil că nu o să știe încă de la început cine spune adevărul, cine este mai pregătit. Nu o să-și poată da seama, dar educația face într-adevăr diferența. Deci aici sunt două aspecte interesante în aceste predicții. Una este când tu singur spui, vezi, v-am spus eu, și una e când vine lumea și spune, ați avut dreptate când ați spus lucrul ăla. Deci asta este faptul, recunoașterea ta. Da. Acești oameni care vin și îți spun aceste lucruri sunt cei care te fac să studiezi mai mult. Sunt cei care te fac să ridici ștacheta. Vedeți, știți care e problema cele din urmă? În momentul în care studiezi, tu ridici ștacheta și îi obligi pe toți să vină peste această ștachetă. Nu mai poți să rămâi la gradul de începător. E, și unora nu le convine. Pentru că n-au învățat. Și atunci? Atunci ai să mergem la bivol, mai departe. O să revenim cu nativul bivol după publicitate. Sigur că da. Frate, mai... Am revenit să continuăm. Cred că mai era o concluzie pentru nativii bivol și mergem mai departe la tigru pentru a avea timp. Da, se spune despre bivol că trebuie să își caute faima înaintea prosperității. Ceea ce înseamnă că drumurile lor par foarte bune, dar vor trebui să facă eforturi până să ajungă la prosperitate. Gândiți-vă la fel că pentru acești bivol, ca și cum ai urca o clădire înaltă, dar urcușul nu ți se pare atât de dificil și știi că în momentul în care vei ajunge la vârf, vei găsi prosperitatea. Deci nu căutați prosperitatea, căutați să vă faceți treaba cât mai bine luna aceasta. Foarte interesant, Anca, să vedem pentru tigri, să spunem și anii pentru tigri. 50, 62, 74, 86, 98, 2010. Iată niște energii de obstacole. Este luna dușmanului sau a semnului conflict. Ați avea și un remediu cu voi. Remediul numărul 1, întotdeauna în Feng Shui, de foarte, foarte, foarte mult timp în Feng Shui, este pagoda celor 5 elemente. Atât pentru bivol se recomandă, cât și pentru tigru. Există și un card metalic. Există, bineînțeles, varianta de a o pune în casă, în sectorul lor, în sectorul de nord-est. Și, bineînțeles, înțeles că trebuie să fim atenți, deci tigrii trebuie să fie atenți la sănătate, pentru că atunci când se spune când lovește steaua 5, sănătatea este cea mai importantă, pentru ca să poți să elimini obstacole sau să le depășești, este important să fii sănătos. De asemenea, tigrii căsătoriți sau cei care se află în relații stabile, de mulți ani, da, stabile, ar
fi necesar să aibă mai multă grijă de relația lor, să petreacă mai mult timp în cuplu pe cât posibil și să nu caute zâzanie cu partenerul de cuplu. Cam ceea ce am spus la șobolani din acest punct de vedere, pentru că șobolanii erau marcați de steaua certurilor. Acum, sigur, steaua 5 înglobează în ea toate aspectele nebenefice date de steaua 2, de steaua 3, deci de steaua bolilor, de steaua certurilor, de steaua furturilor și a deposedelor materiale. Adică steaua 5 este cea mai nebenefică, această energie care, sigur, se mută de pe un sector pe altul în fiecare lună. Dar asta nu înseamnă că, deci, nu pot să fie susținuți de partenerul de cuplu, deci dimpotrivă, dar trebuie să știe cum să comunice. Și acesta este un factor important, să aibă ajutorul familiei și al celor apropiați. Dacă un mesaj pentru Maria. Dacă sunt mai curtați, să spun, în această lume, pentru că se întâmplă ceva foarte bizar. Lumea intră în panică când aude de semnul conflictual. Eu aș spune, aveți mai multă grijă la prietenul secret al semnului conflictual. De ce? Pentru că acela e mai în umbră și lovește mai ascuns, într-un mod mai parșiv, să spunem așa. Ei bine, maimuța te provoacă în mod direct. Deci dacă tu nu ești un om temător și ești stăpân pe tine, pe calitățile tale, pe ceea ce cunoști, este un challenge, cum se spune. Este o provocare, dar care poate să se transforme în ceva benefic. De asemenea, poate să fie o lună chiar benefică pentru tigrii cărora le lipsește elementul metal. Sau îl au foarte slăbuț în chartul lor. Aș spune mai multă grijă celor care sunt nativ tigri și în chartul lor au un șarpe sau un mistreț. Deci unul din stâlpi este șarpe sau mistreț. Pot să apară probleme temporare care, dacă nu sunt rezolvate chiar în această lună, pot să devină permanente. Iar tigrii singuri, am spus la Bivol despre cei singuri că pot să-și găsească o relație, ei bine, la tigrii s-ar putea să nu fie perioada cea mai fericită pentru căutarea unei relații noi, pentru cei care nu au o relație stabilă. Și atunci trebuie să se concentreze mai mult, aș spune, pe prosperitatea lor. Da? Să nu pierdă bani. Ideea este că luna aceasta este o lună de metal. Nu uitați că și ea nu are o componentă de metal. Apa ascunsă destulă, ceea ce înseamnă că poate o să mai auzim de inundații de astea. Anca a vorbit foarte frumos de tigri pentru că e tigru. Dar să nu uităm că steaua 5 și că maimuța le dă palme non-stop. Ați spus oricum, acum îmi fac și eu reclamă, da? Că am învățat de la voi. Apropo de dragon, ai spus că este o lună bună pentru dragon, deci este bine că mi-am făcut această pagină oficială de Facebook. Nu, vreau să-ți spun altceva. Asta o să meargă bine. Fii atent, o să-ți meargă fantastic. Oricum dragonilor le merge bine. Hai să ne gândim o secundă. Astăzi este zi de cocoș. Care cocoșul? Astăzi este zi de cocoș, da, care este prietenul secret al dragonului. Și iată că e prima oară când apare site-ul tău la televizor. Da. Deci, ce poate să-ți meargă mai bine decât atât? În fine. Și ora? O oră acum, hai să nu intrăm în amănunte, pentru că este oră de câine. Este oră de vară, dar de fapt noi trebuie întotdeauna să considerăm ora, deci este ora 10, dar de fapt e ora 9. Da? Și acum începe ora de câine, care probabil că ceva trebuie să-ți meargă rău, ba, să face sete, ba, dar în fine, asta e mai... Oameni buni, dacă privim atent și spunem, domnule, mi-au mers rău două ore într-o zi, ce pot să fiu mai fericit decât atât? Problema e dacă îți merg 22 de ore rău. Dar două ore stai deoparte și asta e. Vreau să vă spun pentru tigrii că nu este luna lor de relații, exact cum a spus Anca. Nu că nu este luna lor de relații. Pot pierde relații. Da, adică ideea e să nu vă certați, lăsați partenerul dacă simțiți că totuși n-are dreptate și, sigur, spuneți într-un ton mai delicat tot ce aveți de spus. Cam asta nu-i că tigrii sunt mai vocali de obicei și sunt și justițiari în același timp și vor ca dreptatea să triumfe, ceea ce nu este rău, sigur că da, dar nu în această lună. Da? Aș spune așa, haideți să vă dau niște date, sunt, cred că la mistreț și la tigru sunt cele mai multe date la care trebuie să prezinte o atenție suplimentară, și anume 27 august, 30 august, 5 septembrie, 8 septembrie, 11 septembrie, da.
14 septembrie și 17 septembrie, deci mai precis și ultima zi, iată, nu zicem hop până n-am sărit, și ultima zi de trecere spre luna cocoșului, atenție mărită. De asemenea, culorile, să spun, care îi beneficiază, dar atenție, încă o dată, la modul general vorbim, pentru că nu știm ce este în chartul fiecăruia și ce elemente în exces ar putea să aibă. Da. Tigrul, nativii tigrul ar avea nevoie de culori de metal și culori de lemn. Ce înseamnă metal? Înseamnă alb, gri, argintiu, auriu, deci iată că sunt recomandate inclusiv bijuterii și, mă rog, ce le mai place lor, auriu și argintiu, iar lemnul este reprezentat de verde. Bun. Și, bineînțeles, remediul, pagoda celor cinci elemente, fie sub formă de card, fie sub formă de amuletă, există pentru case și așa mai departe. Mai departe, nativul iepure. Să vedem, Marian, care sunt anii. 53, 65, 76... Ba, iepure. 51, 63, 75, 87, 99 da. Și 2011. Iepurii, să știți că nu au o lună grozavă. Îmi pare rău că trebuie să le spun asta. Ei s-au cam obișnuit, vă spun, cam din toate punctele de vedere, există acum o energie care altfel este benefică când vine, dar contează foarte mult ce multiplică. Deci ea vine și multiplică. Ce multiplică? O stea, o energie anuală proastă. Deci, dacă își făceau planuri să-și schimbe cariera, poate, unii dintre ei, sau să obțină o... să spunem, să stea mai bine în plan financiar sau să obțină o poziție mai bună. Ceva care cumva să le schimbe tot mersul acesta defectuos din anul acesta nu este luna potrivită. Cel mai bine este să nu-și pună, să nu-și facă planuri foarte mari, nici ei nu ar trebui să riște. Poate să fie foarte obositoare luna aceasta și unele dintre probleme să nu se rezolve la timp, să suporte amânări. Da, adică să fie să vorba se doar despre o amânare. Nu... amânare sau să se soldeze cu o nereușită, nu neapărat o nereușită mare, dar ținută de, care ține de această amânare. Deci pot să fie obstacole, din păcate. Munca este destul de multă, s-ar putea să se simtă obosiți, că spuneam că este o lună obositoare și e foarte important să nu-și ignore sănătatea, foarte important, numai de dragul muncii. Deci să nu-și ignore, să nu-și dea sănătatea numai de dragul muncii. Dacă nu se simt prea în putere sau se simt dezenergizați, este important să își facă poate care ar fi de analize vestea, sau... Care ar fi vestea cea mai bună și cea mai frumoasă pentru nativii iepure luna aceasta? Hai să începem cu partea... The other side of the moon. Să începem cu partea bună. Cu partea bună... Este la impuls, Maria. Partea cu dragostea, să spunem, că ar fi ceva mai familia bine poate reprezentată. Să-i ajute. Deci, am spus de la început, familia poate să-i ajute pe iepuri. Problema este că nu numai iepurii sunt în acest conflict. Fiii casei, băieții casei, dacă avem un băiat, ei trebuie să fie foarte atenți și părinților le dăm sfat. Nu-i lăsați să conducă, aveți grijă unde conduc, pentru că au o mare problemă. Sectorul acesta de iepure este lemn, da? Și noi știm că fiind o lună cu foarte mult metal, metalul tăie lemnul, poate să-i aducă accidente. Poate să le aducă accidente la picioare. Deci atenție iepurilor, picioarele, atenție și unde mergeți. Puteți să mergeți și să aveți accidente în acel loc. Deci plecați de acasă bine, unde ajungeți aveți accidente. Deci este o lună foarte slabă pentru iepuri. Familia poate să te ajute. Nu numai familia, gândiți-vă că un prieten vine și zice, băi, știi ceva, las că conduc eu astăzi. Sau, băi, hai, lasă-mă să te ajut eu. Deci iepurii trebuie să nu, să nu spună nu unui ajutor, deci să nu înceapă cu nu. Trebuie să fie deschiși pentru deci a ajutorul fi ajutor, oricum este binevenit luna aceasta. Foarte binevenit. Și trebuie să-l ia. Dar oarecum iepurele este avantajat în această lună de maimuță? Nu este avantajat. Tocmai aici e problema. Nu pot să-i mint pe iepuri. Însă, contează foarte mult diagrama personală a fiecăruia. Deci adică contează mult ce avem. Poate avea elemente din alte zodii acolo. De exemplu, dacă apare iepurele pe stâlpul parteneriatului, pot să aibă probleme în parteneriat. Depinde cu cine sunt căsătoriți. Haideți să vă dau datele în care iepurii totuși trebuie să fie atenți. 22, deci mâine. Nu, astăzi a fost. Da. Astăzi e 22. 25 august, 29 august, 3 septembrie, 10 septembrie, 12
14 și 15 septembrie. Le trebuie culori de lemn ca să le potențeze energia lor, a sectorului lor, și apă, tocmai pentru a hrăni acest lemn. Apa hrănește lemnul, apa produce lemnul. Apa, bineînțeles, e reprezentată în albastru și prin negru, de asemenea, iar lemnul, am spus și anterior, prin verde, orice nuanță, bineînțeles. Iar faptul că le trebuie apă înseamnă că, de fapt, având foc acolo, apă cu foc, înseamnă că le trebuie să învețe ceva. Atenție foarte mare. Deci puneți un accent pe ce învățați, ce aflați lucruri noi. Da, și planul profesional, deși trebuie atenție mărită, nu înseamnă că are pierderi în plan profesional. Trebuie doar puțin mai multă prudență, dar în rest, să știți, luna, dacă ei își văd de treburile lor și își prioritizează, da, anumite chestiuni și nu exagerează și nu riscă, luna va trece destul de bine. Adică nu au alte conjuncturi, să spun, nu există, nu este o zodie de dușmănie, de conflict, de nimic de genul acesta. Trebuie totuși să-și păzească sănătatea. Aici aș pune accent. Da. Pentru că la ei se multiplică steaua aceea 5. Să mergem mai departe, să vedem dragonul Marian, care sunt anii.